Salutare, fraților, sunt George și bine v-am regăsit la un nou Enduro Vlog de pe acest canal. De data aceasta suntem alături de Alex. Da, știu că nu l-ați mai văzut de mult și vă era dor poate să vedeți și voi ATV-ul lui, care e momentan pus în vânzare. Vrea să-l vândă și na. Poate o să vă las un link cu anunțul în descriere. Merge, după cum vedeți, ATV-ul merge, n-am treabă. Vai, ce sare, bă, de la roțile lui. Ce frumos se aude. Da, bă, fraților, astăzi un nou Enduro Vlog, o nouă plimbare. De data aceasta îl avem pe Alex în prim plan. Poate nu mai cad și eu acum. Hai să-l aștept să treacă el în față. Am strâns ambreiajul că prindea foarte jos aici și l-am strâns să intre mai ușor în viteze. Adică de mai sus ține, nu știu cum să mă explic. Bă, ce era să mă duc, bă, ce m-a speriat. Haide! Bă, ce trage, bă, ne rupe. I-am băgat niște benzină, că am mai mers cu... Bă, acum se cunoaște diferența la benzină. Am avut foarte puțin pe fundul rezervorului. Și... Bă, am mers cu benzina aia. O groază. Se cunoaște clar că consumă mult mai puțin acum, după acel reglaj. Am strâns și aici, la furcă, nu știu dacă se vede jos acolo. Hai, bă, Alex, ce faci? Am strâns și acolo jos la furcă. Că... Că avea puțin joc. Știu că nu vorbesc foarte mult, dar mă concentrez. Dă-i, bă! Pentru cei noi pe canal, vreau să vă spun că ATV-ul din față este un Bașan de 200 cu o cutie manuală în 4 trepte, din câte știu eu. Bă, dar noroi e pe aici. Pe aici nu s-a uscat așa bine. Da, ocolim, adică eu ocolesc, mai ok, dar el lui o să-i fie mai greu. Asta e de scurt, că e băia mare. Bă, frate! Nu știu pe unde o să treacă el. N-are pe unde. Ce ai făcut, bobiță? Bagă-și tu un off-road. Alex! Bă! Prin semne ne înțelegem. Că de auzit n-are cum să mă aud, am și casca asta. Da, din păcate el nu se poate băga, adică se putea băga, dar nu vrea să se murdărească. E un cap, mai intru printre o gașă cu grosul, dar el cu bașanul nu prea încape, e mai mare, mult mai mare. Hai, dă-i în față, bro! Bașan Power! Bă, deci iubesc cum se lasă suspensia aia de pe spate. Băiețaș, ridică-ți pantalonii să nu răcești la spate, băi!
Da, bă, fraților, cred că în următorul clip o să facem un 0.50 de kilometri pe oră. Să vedeți voi în cât timp se duce crossul la 50. Bă, da, aoleu, nu văd pe unde să o iau. Hai să păstrez puțin la distanță, că nu văd pe unde o să o iau să ocolesc cocașurile, să... că e rupt tot drumul. Și... bă, trage ăsta, bă. Am strâns ambreajul și acum prinde mai sus. Adică pentru mine e mai ok. Mă descurc mai ok așa cu el. Da, bă, fraților, urmează să-i aleg și un nume. Am primit câteva sugestii. Dar dacă vă mai gândiți, puteți să mai scrieți în comentarii. Momentan este un nume pe care mă gândesc să-l aleg, dar nu spun nimic. Și vedem. Eu sunt cu a doua acum, dacă vă întrebați de ce este așa curat. Haide! Cred că aici o să încheie episodul, fiindcă nu mai avem pe unde să mergem. Alex nu iese pe drum, că e periculos pentru el, mai ales că ai la mine e mai mică motocicleta, mai hai că zici că e un 50, hai că nici nu zici că merge atât de tare și mai trece. Dar la el e mai nasol. Da, fraților, cam aici o să încheie acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și să lăsați în comentarii un nume pentru cross ca să îl aleg, să îl punem. Da, cam acesta a fost episodul. Salutare!